invitați pe care ați venit chiar să-i aplaudăm pentru că au făcut un efort pentru noi. Formatul acestui tip de eveniment este de a avea o scurtă introducere de fiecare dintre noi trei, urmată de o serie de întrebări ce au venit la noi prin formularul de înscriere, ca mai apoi să luăm și întrebări din public. Eu vă mulțumesc că ați venit și astăzi, alături de mine, îi am pe doamna Marina Rotaru, doctor în filologie, din 2020. În Franța, unde a studiat de doctorat cu titlul Monarhiile Constituționale în Marea Britanie și România. Și a fost titlul de doctor cu justiția de suma cum la urmă. Deci, domnul profesor. De asemenea, la avem pe istoricul Tudor Mișan Liu, care în 2018 a obținut o licență în istorie, în 2020 a făcut un master în istorie modernă, urmând în prezent doctor în istoria Facultății de Istorie din Cadența București. De asemenea, din 2013 este membru al Institutului Român de Genealogie și Heraldică Severin din Iași și de asemenea, în 2020 a fost decorat de Majestatea Cunării Coroanei cu medalia regală pentru loialitate. Pentru a ieși un pic din cadrul formal, o să ne așezăm și atunci o să fim puțin mai relaxați. Înainte de a începe prezentările, o să spun câteva cuvinte despre ce înseamnă Proiect 2024. Catedra din România 2024 este un concept, un program ce conține peste 300 de evenimente, ce se văd deja a fost anul 2024, evenimente ce se axează pe 6 domenii, fie că vorbim de cultură, de educație, de sport, de antreprenoriat, de mediu sau de domeniul social. Am evenimente aproximativ în fiecare săptămână, dacă mă urmăm fiecare zi. Ne le puteți găsi cu siguranță pe pagina noastră de Facebook, Instagram, TikTok și așa mai departe, toate canalele de social media. Și de asemenea așteptăm oricând propuneri de noi evenimente cât mai plăcute și ce este important este că chiar dacă titlul spune Capitala Tinerilor din România, nu este doar pentru tineri sau despre tineri, este pentru toată lumea. Că toți putem fi tineri în suflet, cu toți dorim un oraș tânăr care să vibreze. Practic, esența acestui proiect, acestui program, acestei candidaturi, asta a fost. Ca să trezim un pic orașul nostru mult iubit și să facem să vibreze. Și atunci, la acest lucru, putem contribui cu toți, indiferent de vârstă. Eu vă mulțumesc și vă iau cuvântul mai departe la tău. Bună seara tuturor! Mulțumesc pentru invitație. Și dați-mi voie, înainte de a începe discuția, să mulțumesc și părinților și profesorilor mei pe care i-am avut în toată școala, pentru că, fără dumnealor, eu nu aș fi fost astfel de aici. N-aș fi putut să termin niciun doctorat și n-aș fi avut forța, și spun, să pot să vin astăzi în fața dumneavoastră și să vă împărtășesc câteva din lucrurile pe care eu le-am aflat în studiile mele. Și o să mare bucurie pentru mine astăzi să văd în sală profesorii ai carierele. Eu am fost și vă mulțumesc că ați venit. Tema de astăzi, tineretul, tinerimea și familia regală, eu până consider de interes pentru o țară și o societate care încearcă să își reia într-un fel sau altul legătura cu trecutul. Și așa probabil că și formația mea de profesor într-un fel mă deformează, dar așa întotdeauna când intru la clasă, pe mine mă interesează să știu care este firul lecției. Adică eu despre ce vorbesc. Și care e urmă ideilor. Și dacă îmi permiteți, aș propune să vorbim astăzi în principiu despre semnificația întoarcerii familiei regale în România, ce înseamnă astăzi o familie regală, indiferent domnitoare sau nedomnitoare, care ar fi rolul ei în
societatea de astăzi și legătura cu generațiile tinere. Asta ar fi, din punctul meu de vedere, cele patru puncte majore pe care eu aș vrea să le ating astăzi. Și ca să închei și să-i dau cuvântul colegului meu, domnul dr. Vișan Piu, aș vrea să mai spun câteva lucruri. Știm când s-a întors familia regală în România. De fapt, prima încercare reușită a fost în ianuarie 1990, când vine principesa Margareta, fiica cea mare a regelui Mihai, însoțită de una din surorile ei, Sofia. Dar adevărata reîntoarcerea familiei regale are loc la data 28 februarie 1997, după aproximativ 13, dacă ar fi să le numărăm cu aproximație, încercări, dintre care numai una a reușit, pe cea din decembrie, din Paștele aprilie 1992. În 97 era prim-ministru domnul Ciorba și atunci reușește să vină în țară, fără să mai fie dat afară, să se stabilească în țară, regele își primește, regele Mihai își primește cetățenia română și ăla ar fi, să zic, momentul în care familia este reprimită în țară. Astăzi, după 30 și ceva de ani aproape de la eveniment, cred că ne putem întreba cu just interes. A fost bine, noi publicul ne întrebăm, nu neapărat în numele familiei regale, noi publicul ne putem întreba cu just interes. A fost bine că au venit? A fost de bun augur că au venit? Sau nu? Uitându-ne în spate și judecând retrospectiv și încercând să avem o privire de ansamblu, cred că putem spune că a fost bine. Și sunt vreo 3-4 motive pe care le putem identifica. 1. Familia regală revenind în țară, prin simpla ei prezență, prin discuțiile care au avut loc în societate, discuții în sensul pozitiv, schimburi de opinii, păreri și așa mai departe, a ajutat, poate nu în mod intenționat sau direct, sau poate nu întotdeauna în mod intenționat sau direct, a ajutat la reînnoirea unui film cu istoria noastră mai recentă. Mă refer la istoria României începând cu secolul XIX, perioada în care, și aici avem un istoric Vișan Piu, unde poate da mult mai multe detalii, perioada în care România se modernizează, iese dintr-un mediu foarte care se tot mergea așa, se modernizează cu o viteză fără precedent pentru țară în acel moment. Ei, în momentul în care începe perioada comunistă, nouă ce mi se întâmplă ca neam, ca națiune? Suntem amputați. Suntem tăiați, efectiv, de la firul firesc al istoriei. Și această perioadă modernă, știm foarte bine cum a fost îndepărtată din cărțile de istorie. Și nouă nu se mai întâmpla ceva în acel moment. Cineva, pentru simplu motiv că a avut puterea, ne-a tăiat din creier, adică din memorie. Venind familia regală în țară, se întâmplă următoarele lucruri. 1. Se rea legătura cu trecutul. Legătura cu trecutul, în mod firesc, ajută la 2. Ajută la recapătarea memoriei. Și știm că memoria se recapătă încet. Exercițiu. 3. Recapătarea memoriei te ajută să-ți redescoperi identitatea, să știi cine ești și de unde ești. Și 4. Prin venirea familiei regale în țară, națiunea română, dar aici în sensul de și de stat, statul român reușește să intre, nu fără greutăți, în NATO și în Uniunea Europeană. Și asta sunt niște, asta e un subiect pe care mai târziu, dacă avem timp, aș vrea să dezbat un pic, să-l explic un pic, pentru că trebuie explicat niște lucruri și înțeles. Atât deocamdată din partea mea, dau microfonul domnului Vișan. Mulțumim, doamnei profesoare, pentru această introducere în tema, mă alătur
îmi mărturisi bucuria pentru prezența în această seară a unor cadre didactice și a unor elevi, înțeleg, poate sunt și studenți, avem și oficialități, membri ai echipei care se ocupă de Capitala Tineretului în acest an, care sigur este orașul în care ne aflăm. Bucuria mea, spunem că se manifestă și sub aspectul temei pe care o vom discuta, și anume cartea cu care am debutat ca autor de istorie s-a referit la perioada în care regele Mihai a fost elev. Și sigur că este nu, o perioadă esențială în formarea oricărei persoane. Celor care sunt elevi acum le menționez faptul că după, sigur, ce vor absolvi, îi asigur că se vor gândi cu mult drag la profesorii care au contribuit la formarea lor. Ori, regele Mihai, pe lângă faptul că a avut niște profesori cu totul excepțional, au avut și elevi. Colegi într-un colectiv de elevi, ceea ce sigur că a asigurat un fel de atmosferă pedagogică pe care membrii altor familii regale nu le au. Referindu-ne la acest subiect al revenirii familiei regale, aș spune că ne putem gândi și la o serie de reparații care s-au făcut, fiindcă au existat numeroase reparații, restituirea istoriei care trebuiau făcute. Unele dintre ele se referă la fenomenul ăsta al retrocederii. Sigur că, uitându-ne înapoi la discursurile politice, la presa din acea vreme, am fi foarte mirați de ostilitatea cu care era privită o chestiune, astăzi ar zice, perfect normală, nu? Ca cineva care a fost deposedat de bunurile lui, că erau niște castele, că erau niște păduri, n-are nicio importanță. Ideea este că exista o listă foarte clară, pentru că în 1948, când regele Mihai și membrilor familiei i s-a luat cetățenia română restabilită abia în 1997, s-a publicat în Monitorul Oficial această listă de proprietăți care au trecut în proprietatea statului român. Ori, dacă luăm anii în care s-au înapoiat aceste proprietăți, Săvârșinul, asta este undeva în vestul țării, în 2005, Castelul Peleș, cred că mulți dintre dumneavoastră, dacă nu chiar toată lumea, a vizitat cel puțin odată Sinaia, abia în anul 2007, cu Pelișorul și Poișor, și sigur, un domeniu mai mare acolo, care s-a administrat, s-a împărțit. În tot cazul, putem privi lucrurile în foarte multe direcții. De pildă, generația regală dinainte, vorba de Carol al II-lea și regina mama Elena, au revenit în țară, Carol al II-lea în 2003 și regina mama Elena în 2019, având în vedere că muriseră în străinătate, în exil, și rămășițele lor au fost reîncumate la Curtea de Argeș, iarăși un loc pe care cred că mulți dintre dumneavoastră l-au vizitat, unde odihnesc regii și reginele României, și există sigur două catedrale vechi și una nouă în care se află generațiile mai recente. Am înțeles că s-au adunat și o serie de întrebări, pe lângă acestea există invitația de a intra într-un dialog care cred că o să ne facă o mare plăcere, așa că cu asta închei. Recunosc și eu de-a dat și întrebările, pentru că sunt curioasă. Dar înainte, dacă sunteți de acord cu mine, aș vrea să definim un pic și termenii, ca să înțelegem mai bine lucrurile. Avem doi termeni deocamdată cu care lucrăm. Familia regală
cu minuscule, etnic arabic, și familia regală cu majuscule. Este o diferență între ele, chiar dacă ele se suprapun, într-o oarecare măsură, dar există o diferență. Familia regală etnic înseamnă familia regelui cu toate rubelele, regelui, regine cu toate rubelele. Este elementul, să zic, privat. Dar mai există familia regală cu majuscule. Aici deja vorbim aproape de o instituție care servește, se pune în serviciu unei alte instituții, instituția coroanei. Sigur, lucrul acesta este valabil în țările care sunt astăzi, ca formă de stat, monarhia constituțională. Dar putem să păstrăm acest principiu și într-o țară, ca România, în care monarhia nu mai este forma de stat. Avem o familie regală, care în acest moment este semi-instituționalizată. S-a încercat o instituționalizare în 2016 printr-o lege care nu a mers mai departe. Ăsta e un alt subiect. Dar este deja o entitate cu o activitate publică foarte bogată în societate. Și atunci avem și aici o familie regală ca instituție care servește o coroană, care chiar dacă nu este, nu reprezintă forma de stat a țării, este totuși o moștenire istorică a statului român. Putem să zicem că face parte dintr-un patrimoniu imaterial, dacă ne gândim la simbolistica ei, face parte și din patrimoniu material, dacă ne gândim la coroana de oțel a regelui Carol I sau la coroana reginei Maria, care sunt slavă Domnului în tezaurul național. Și atunci, familia regală ca instituție este făcută din membrii activi ai familiei regelui, familia minuscule, care au ales să-și dedice viața, activitatea, să zic, de zi cu zi, servirii acestei instituții. Deci asta voiam să clarific de la bun început. Ca să dau un exemplu și o să... În discuțiile din seara asta o să fac trimitere la Marea Britanie din două motive. Este un exemplu mai bine cunoscut în România pentru că se vorbește foarte mult despre familia regală britanică și este poate și unul dintre cele mai bune exemple. Familia regală în Marea Britanie, dacă ne referim la familia regală cu minuscule, înseamnă familia regelui Charles, cu toate rubelele. Familia regală înseamnă numai o parte din aceste rubedenii. Până cu ceva timp în urmă, unul din frații regelui Charles, prințul Andrew, făcea parte din familia regală cu F mare și F mare. Pentru că avea niște atribuțiuni publice în serviciu coroanei. Până când a făcut niște prostii. Una dintre ele fiind relația lui cu Jeffrey Epstein, știm despre cine e vorba. Și când i s-a spus mulțumim, dar faci mai mult rău decât bine. Și atunci a fost îndepărtată. Și el nu mai face parte în acest moment din familia regală ca instituție. Sigur, rămâne fratele regelui, e legătura aici de sânge pe care nu poți dilua. Nu mai reprezintă în acest moment coroana britanică. Asta așa ca un exemplu, ca să înțelegem mai bine diferența dintre familia regală cu minuscule și familia regală cu majuscule. Și atunci ce reprezintă familia regală pentru societatea de astăzi? Într-o țară ca România, care nu mai este monarhie constituțională. Am zis mai devreme, legătura cu trecutul reprezintă o legătură palpabilă. Atâta vreme cât ei sunt în viață, există, sunt printre noi, au activități publice, ne reprezintă mai mult sau mai puțin oficial și în străinătate, există o legătură, deci, palpabilă cu trecutul. Și cu moștenirea noastră istorică, pe care ne place sau nu ne place, trebuie să ne asumăm. Pentru că o națiune care nu își asumă istoria cu bune și cu rele, este o națiune slabă. N-are forță, pentru că nu are caracter. Cei care au caracter sunt cei care își asumă și greșelile și lucrurile mai puțin plăcute sau, mă rog, mai puțin de succes. În același timp, revenind la familia regală României, șeful acestei familii, în acest moment, este majestatea sa, Margareta, care
are ca titlu ad personam și cel de custode al coroanei. Acum, dacă îmi dați voie, am să citesc o definiție a coroanei dată de regele Mihai, pentru că nu vreau să o citesc din memorie, în celebrul discurs din Parlamentul României din 2011, când am reușit să observăm și noi cei 90 de ani. Și regele Mihai spunea așa despre coroană. Nu este un simbol al trecutului, ci o reprezentare unică a independenței, suveranității și unității noastre. Coroana este o reflectare a statului în continuitatea lui istorică și a națiunii în devenirea ei. Prin urmare, Principesa Margareta, Majestatea sa Margareta, nu este numai protectorul patrimoniului construit, reședințe, domenii și așa mai departe, ci este și protectorul acestui patrimoniu imaterial, care e reprezentat de niște valori. Valori asumate de familia regală de la venirea ei în țară în 1866. De exemplu, printre ele putem să identificăm neatârnarea, adică suveranitatea, independența, demnitatea, libertatea, apărarea identității și a ființei naționale și, nu în ultimul rând, protejarea și dezvoltarea culturii ca formă de expresie și de manifestare a identității noastre naționale. Și poate și datorită prezenței familiei regale în România și a discuțiilor purtate în sfera publică, pe acest subiect avem astăzi repusă peste mațării coroană, repusă pe capul acriei, care nu era. După 90, când stema statului a fost schimbată, coroana a fost, putem spune acum, în mod intenționat, dată deoparte, pentru că la vremea respectivă, să nu dăm nume, că știm care sunt, fie de frică, fie din necunoaștere, au spus coroana înseamnă trecut. N-avem de-a face cu trecut. Dar eu revin la definiția regelui Mihai, care spune așa, coroana, cum spunea el aici, nu este un simbol al trecutului, ci o reprezentare unică a identității, suveranității, unității noastre. Și dați-mi voie să vă exemplific cazul vecinilor noștri unguri, pe care noi atâta i-a folosit și așa, dar în cazul acesta, unii au jucat mai inteligent decât am jucat noi. Dacă veți căuta pe internet și se găsește cu ușurință, citiți Constituția Ungariei, adoptată în 2011, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2012 și, mă rog, amendată un pic în 2016. Am citit-o nu în maghiară, pentru că nu vorbesc maghiară, dar am tradus în engleză. Și iată ce spun ungurii în Constituția lor. Ea începe cu un preambul, o introduce. Constituția noastră a României nu are preambul, nu e obligatoriu. Ungurii o au. Și în acest preambul, pe care ei îl numesc Declarație Națională, ei acolo fac niște declarații vis-a-vis de cum se văd ei ca națiune, ca stat. Și vă spun sincer, dacă citești acel preambul, nu poți să nu-i admiri. Încep această declarație națională spunând următoare. Traduc din engleză. Suntem mândri că regele nostru, Sfântul Ștefan, e Ștefan care i-a creștinat pe unguri, a clădit statul maghiar pe baze solide și a făcut din țara noastră o parte a Europei creștine acum 1000 de ani. Deci, în Constituție, fac privindere la un suveran care pune bazele Ungariei. Și un pic mai târziu spun unii în Constituția lor. Onorăm Sfânta Coroană cu majuscule S mare și C mare, care întruchipează continuitatea constituțională a statalității Ungariei și unitatea națiunii. Prin urmare, ungurii nu s-au frisonat prea mult vis-a-vis de trecutul lor istoric, monarhii. Ba mai mult, îl introduc în legea lor fundamentală,
în Constituția lor și la sumă. Noi, scuzați-mă expresia mai puțin academică, ne-am căcăit vreo 20 de ani ca să punem coroana înapoi pe capul Angliei. Neînțelegând că acest simbol, coroana, reprezintă, de fapt, suveranitatea noastră, continuitatea noastră statală. Dacă dumneavoastră, domnuliu, doriți să adăugați ceva. Și acum vreau să trec mai departe la rolul familiei regale într-o societate. Indiferent că vorbim de familie regală domnitoare sau nedomnitoare, pentru că veți vedea, rolurile nu prea se schimbă. Rămân cam aceleași. Și avem rol de întruchipare a identității naționale, am vorbit de el. Familia regală mai are și un rol diplomatic foarte important. Și mai are și un rol social la fel de important și care, din păcate, nu este suficient de discutat, de apreciat, de evaluat. Din punct de vedere al rolului diplomatic al familiei regale, fac acum deocamdată trimitere către Marea Britanie, pentru că acolo se cristalizează monarhia constituțională, așa cum o înțelegem și o recunoaștem astăzi. Undeva în timpul regimului Victoria, deci suntem deja în secolul XIX, a doua jumătate a secolului XIX, suveranul, care până atunci cam conducea politica externă a țării, pierde acest atribut. Nu intrăm în detalii de ce, cum e un proces întreg istoric. Dar el nu mai poate face, el personal, nu mai poate face politica externă a țării. N-a pierdut-o pentru că a rămas indiferent, ci pur și simplu apăreau noi forțe politice și atunci suveranul, în persoana Victoriei, se retrage din jocul politic și își asumă un rol de neutralitate, de imparțialitate politică. Câștigând însă, pe de altă parte, câștigă ceea ce putem numi influență. Dacă spun influență, poate să sune și negativ, adică un fel de șoapte ușile închise, nu știu cum, nu în sensul acela. O influență bună. Vom vorbi despre treaba aceasta. Prin urmare, la englezi, din a doua jumătate a secolului XIX, politica externă e făcută de guvern prin Foreign Office, Ministerul lor de Externe și Ministrul lor de Externe. În România, pe vremea regelui Carol I, și aici cred că domnul doctor Mișandu poate confirma, politica externă a fost atributul suveranului, pentru că el a pus piciorul prag de la bun început și a zis politica externă, mă lăsați mie. Și a avut dreptate, pentru că regele Carol I a fost unul dintre cei mai bine informați suverani ai epocii sale. Să nu uităm că a avut un tratat de alianță secret cu Austro-Ungaria, prin care a menținut țara într-un echilibru și a reușit să o protejeze de forțe mai puțin, să zic, benefice. Nu trebuie să uităm că la vremea respectivă eram conjurați de trei imperii. Nu toate bune prietene cu noi. Dar, încetul cu încetul, acest rol făuritor de politică externă se diminuează și în familia regală a României, dar ea rămâne, în continuare, un foarte mare și important vector al diplomației. Fac trimitere din nou la Anglia, la Marea Britanie. De ce Elisabeta a doua a fost la suverană? Până târziu, avea deja 80 și ceva de ani și mergea în vizite internaționale și turnee grele, care țineau câteva zile în state grele, statele arabe de exemplu. Și te întreb, nu putea să o lase acasă? Nu putea să meargă ministrul de externe sau prim-ministru? Ba da, puteam să meargă. Și contractele, înțelegerile economice, știu și eu ce, erau semnate de guvernul britanic, nu de Elisabeta a doua. Dar ea mergea la rugămintea Foreign Office-ului.
Nu-i ruga ea pe ei, știți, luați-mă și pe mine, vreau și o să mă mai plimb un pic cu Adriane. Nu, fă din ofisul venea și îi spunea neînsoțiți. De ce? Pentru că era un vector diplomatic extraordinar. N-am mai nici atât să vorbim de rolul diplomatic al Elisabetei, dar în general suveranul, suveranul modern, suveranul constituțional modern, așa cum l-a creionat Marea Britanie, are acest vector. Acest vector îl are, este de fapt, și familia britanică, familia regală a României astăzi pentru țară, pentru că deși nu este instituționalizată, totuși știm, dacă vizităm site-ul familiei regale, că se fac vizite. La Palatul Elisabeta se primesc diplomați străini, se fac vizite în străinătate și avem și o seară a corpului diplomatic. Are loc în fiecare an, găzduită de Palatul Regal din București și dacă urmărim discursurile majestății sale Margareta, pe care le susține cu ocazia acelei seri, să știți că sunt foarte interesante și au greutatea unui discurs de stat. Dar, ca să putem înțelege acest rol diplomatic important, vrem, nu vrem, trebuie să ne ducem la un analist politic britanic de secolul XIX, care rămâne până în acest moment poate unul dintre cei mai mari analiști ai Constituției britanice, ai monarhiei constituționale britanice și ai Constituției britanice. Se numește Walter Paget. A fost redactor șef al celebrei reviste The Economist, care există și astăzi. Se căsătorise cu fiica proprietarului și ajunge în felul acesta redactor șef. Poate a fost și un fel de pilă pusă de tata socru, dar oricum Walter Paget rămâne un jurnalist profund, pentru că era implicat în zona aceasta, avea legături cu establishmentul politic britanic și putea să vadă care e mecanismul statului. Acest Walter Paget scrie undeva în 1867 o carte care se numește The English Constitution. Multe din analizele lui și din concluziile lui scrise atunci sunt valabile și astăzi. Unele s-au mai preimat în timp, dar multe sunt valabile și astăzi. În capitolul în care se analizează Constituția britanică și rolul, de fapt, rolul comandei în arhitectura statului britanic, Walter Paget spune două chestiuni. E important să le înțelegem pentru că în felul acesta vedem mai bine care este mecanismul de lucru al instituției monarhice și al familiei regale. Și vom vedea că în acest mare mecanism sunt câteva micromecanisme, dacă putem să le spunem așa, foarte fine, foarte, da, fine, subtile, pe care dacă știm cum să le accesăm, nu avem decât de câștigat. Iar istoria arată lucrul acesta. Ce spune Becher? Becher spune așa. Când vorbește de organizarea statului, spune așa, există două brațe, să zic. The dignified parts, adică elementul de demnitate, care, citez, stârnește și păstrează respectul populației. Și ăsta e reprezentat de coroană. Și the efficient part, adică partea, elementul de eficiență, reprezentat de executiv, de guvern. Este cel prin care guvernul funcționează. Statul funcționează și se guvernează. Deci avem o dată rețină, elementul de demnitate, coroana, elementul de eficiență, guvernul. Aceste două elemente, spune Walter Paget, se suprapun oarecum, dar nu sunt separabile cu o precizie microscopică. Deci ele se suprapun un pic, nu pot să le ții separate 100%. Și aici intervine paradoxul Constituției, monarhiei constituționale. Becher, când vorbește de aceste două elemente, le vede ca niște forme ideale.
Așa își imagina el o construcție ideală a statului, unei arhitecturi monarhice. Numai că mai târziu, undeva în 1928, un fost prim-ministru britanic și după aceea ministru multe guverne britanice, e vorba de Arthur Balfour, în 1928, Balfour scrie o prefață la Constituția engleză a lui Walter Becket, o nouă ediție. Și Balfour spune următorul lucru. El zice așa. Uneori, în gestionarea treburilor unor țări, apar circunstanțe care implică guvernul să acționeze eficient. Caz în care monarhul poate să asigure executivului acea putere de care executivul are nevoie, dar pe care nu și-o poate produce de unul singur. Cu alte cuvinte, elementul de demnitate, adică coroana, este acel mecanism din arhitectura statului care îi asigură guvernului, adică executivului, forța motrice. Iar executivul, partea eficientă, nu poate decât să folosească această forță motrice, nu și-o poate produce de unul singur. Cum lucrează treaba asta în realitate? Deci, de la Walter Becket, care vorbea de niște lucruri ideale, secolul XIX, avem la începutul secolului XX un politician care fusese chiar prim-ministru și care a simțit pe pielea lui cum aceste două elemente lucrează și cum se pot potența. Și am să vă dau două exemple din istoria noastră, adică a românilor, și o spun cu mare bucurie și mândrie. Suntem în 1919-1920. La Paris are loc conferința de pace prin care se încheia primul război mondial, iar România avea o miză mare atunci. Și la Paris prea mulți prieteni n-avea. Nici măcar Clemenceau, prim-ministru Franței, nu ne privea cu ochi prea buni. Prim-ministrul nostru, Ionice Cebrătianu, pe care nu-l poți acuza de lipsă de patriotism, sub nicio formă, merge acolo, dar nu reușește să se înțeleagă cu Clemenceau. Erau două mucitari. Se respingeau reciproc. Și Brătianu, deși era un mândru și un politician orgolios, din iubire față de țară, își lasă orgoliul deoparte și spune: eu trebuie să mă întorc în țară, că aici fac mai mult rău. Nu reușesc. Și se întoarce în țară. Problema era unda, pe cine trimitem în loc? Și establishmentul politic românesc a susținut 100% ideea de o trimite pe Regina Maria. Era deja regina. Și Regina Maria pleacă și învață lecția geopolitică, știa să spună foarte clar, și pleacă cu trenul la Paris. În tren însă existau și niște bani puși deoparte, pentru că noi nu aveam un lobby puternic în Franța, din păcate. Și nouă ce ne trebuiau atunci? Ne trebuiau spații în ziare în care noi să ne facem vocea auzită. Și noi nu aveam acele spații. Canalele erau blocate într-un fel sau altul. Erau blocate, de exemplu, de stâlpi. Erau blocate, de exemplu, de unguri, care aveau lobby-uri foarte puternice. Noi n-aveam. Și atunci apare Regina Maria la Paris. Primită de către parisieni și de către francezi, cu onorul demne de un șef de stat, deși ea nu era regină domnitoare, era soția suveranului. Dar e primită ca și cum ar fi fost un adevărat șef de stat. O jurnalistă franțuzoaică o întreabă: de ce a venit Regina Maria la București, la Paris? Și Maria, un pic de orgoliu așa feminin, dar a avut replică bună și răspunde ca România să aibă o față frumoasă la Paris. Și prin simpla ei prezență încep să apară articole în presa franceză centrală. Ne plătisem acele spații în ziarele franceze cu bani. Lobby-ul se plătește. Am avut însă și niște buni prieteni francezi, precum
general Berclou, Robert de Flair, fostul ministru francez în România, care au știut să ne pună o vorbă bună, adică au știut unde să ne trimită. Du-te la ăla, proprietarul ziarului X. Sigur, trebuie să fii atent cu el, dar te poate ajuta. Și Maria se duce și face un lobby. Și dacă astăzi trece din Prahova în Brașov fără graniță, îi se datorează, pe lângă sacrificiul de sânge al poporului român și al armatei române, și aceste regime inteligente, care aș putea să fie și deșteaptă și inteligentă și frumoasă, și care s-a luptat pentru noi în 1919-1920. Ea, Regina Maria, exemplifică perfect concluzia lui Walter Becher și a lui Arthur Balfour. Acolo unde guvernul s-a criticat, pentru că n-a mai avut acces la Clemenceau și la toți cei care trebuiau factorii de decizie atunci de la Paris, vine coroana, elementul de demnitate, care asigură forța motrice. Asta a făcut Regina Maria la Paris. În cheia aceasta trebuie să înțelegem rolul Mariei și felul în care coroana română atunci a înțeles cum să folosească mecanismul în binele țării. Nu s-a dus Maria ca să se plimbe. Același lucru se repetă la aproape 80 și ceva de ani după. Și face nepotul Mariei regele Mihai. Prin cele două turnee europene, din 1997 primul și 2002 al doilea, prin care am făcut lobby pentru intrarea României în NATO și în Uniunea Europeană. În 1997, cine era președinte, era Constantinescu, primul președinte democratic ales, considerat democratic, bla 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 bla, avea o presă destul de bună peste Atlantic, în fine, părea și noi că ne dezbărăm de zbura comunistă. Și te întreb, dar de ce nu s-a dus el? De ce n-a făcut el acest turneu diplomatic sau aceste turnee diplomatice? Regele Mihai s-a oferit. A venit, a fost inițiativa lui, pe care establishmentul politic de atunci a susținut-o. Pe același sistem, pe același argument al lui Walter Becher și Balfour. Constantinescu, chiar dacă era bine văzut în străinătate, nu avea forța, nu avea forța morală a regelui Mihai. Iar structura de atunci a statului nu avea forța motrice. Și vine coroana, chiar dacă era o coroană nedomnitoare, să zic așa, și chiar și așa, îi oferă executivului românesc de atunci și statului român forța motrice de care el avea nevoie ca să putem să facem lobby pentru țară. Și intră cele din urmă și în NATO și în Europa, chiar dacă nu primul val. Asta am vrut eu să spun din punct de vedere al rolului diplomatic al familiei regale, iar familia regală și astăzi face vizite publice, oficiale de străinătate, în Europa, în lume. O legătură importantă este, de exemplu, cu Iordania, care știm că joacă un rol foarte important în zona aceea a lumii, care acum e iarăși plină de războaie. Iordania, de pe vremea regelui Hussein al II-lea, tatăl actualului suveran, a câștigat greutate în acea zonă și este un fel de arbitru internațional în zona respectivă. Abdullah al II-lea, suveranul actual, fiul lui Hussein al II-lea, continuă această politică a tatălui, iar între familia regală a României și familia regală a Iordaniei sunt legături foarte apropiate, care pot fi folosite, am auzit voce în spațiu public românesc, chiar mai mult decât sunt ele folosite în acest moment. Depinde și statul român cât de mult dorește să folosească aceste legături. Dacă dumneavoastră, domnul Iu, vreți să spuneți ceva? Cât și a celor din care au întâmplat formularul, este
Sigur. E o întrebare care s-a pus, evident, după 1989. Ce aș dori aici să precizez, anume, care este momentul politic, să spunem, invocat ca legitimare a situației actuale a statului, anume Revoluția Română din decembrie 1989. Toată întreaga clasa politică, toate instituțiile, inclusiv, sigur, și Constituția face referire la evenimentul respectiv și la idealurile proclamate atunci. Ori, Revoluția din 89 nu a fost, să spunem, monarhistă sau republicană, a fost în primul rând anticomunistă. Ceea ce, sigur, a fost complet nedrept, a fost faptul că regele Mihai s-a interzis accesul în țară, cu o singură excepție, până în 1997, din simplul fapt că, sigur, nu s-a dorit să-i se redea cetățenia luată în 1948, cum s-a întâmplat mai târziu, și s-a invocat că, neavând pașaport, nu poate să meargă în țară. Cât de greu este un cetățean străin să-i se elibereze un pașaport. Vă dați seama că era pur și simplu o modalitate prin care să evite ceea ce, sigur, odată ce s-a întâmplat, s-a văzut ce înseamnă, și anume interesul, popularitatea pe care s-a văzut că o are regele în momentul în care a putut să vină în țară, la Suceava, în București, cu ocazia sărbătorilor de Paști din 1992. Ceea ce, aici, ca istoric, ridic această chestiune, nu știm și nu avem un precedent pentru asta, este ca un regim republican să se schimbe într-un monarhic printr-o acțiune de petiționare populară, de civis. Singurul referendum de altfel care a fost inițiat în fine dintr-o acțiune cetățenească, să înțeleg pe cetățenească, nu contează subiectul. Ideea este că nu a produs niciun efect pentru că nu a avut vot. Ori, de fapt, vedem că avem această problemă și cred că toate statele o au, că nu se poate schimba de la firul ieri. Schimbările care, într-adevăr, au existat când o republică a trecut spre monarhie, dacă ne referim la Spania, de pildă, în perioada mai recentă, sau dacă ne gândim în interbelic, ne gândim chiar la Grecia, în general, astfel de schimbări s-au putut face de la cel mai înalt nivel al statului și sigur că populația a acceptat. Ori, în cazul României, vedem că a existat și această teribilă ostilitate a decidenților, acelor care au devenit puternici zilei după 1989. Chiar sigur, s-au pus anumite așteptări față de Convenția Democrată, s-a sigur văzut faptul că aceste așteptări sunt exagerate, pentru că nu a existat o inițiativă în momentul acela pentru a se schimba forma de guvernământ, lucru de altfel care s-a aranjat din 1991, când în Constituție, printre articolele în care se prevedeau limitele revizuirii, s-a prevăzut faptul că forma republicană de guvernământ nu poate fi schimbată. Sigur, nu este un articol care pur și simplu eternizează anumită formă de guvernământ, sunt modalități legale. Dar în răspunsul meu, ceea ce am dorit să arăt este că nu a existat la vârful statului un interes real pentru această problemă. În campaniile electorale care au existat, declarațiile politicienilor pur și simplu au recunoscut un interes care venea mai degrabă din zona intelectualilor, din zona civică, din zona unor organizații monarhiste care au activat chiar foarte recent.
Deci este greu de spus ce ne rezervă viitorul, vreau să spun că este imposibil, dar ar fi o chestiune fără precedent în istoria lumii, ca forma de guvernământ să se schimbă printr-o inițiativă cetățenească. Iar din partea clasei politice, sigur, e suficient să vedem faptul că subiectul nu există, mai că un an electoral s-ar putea să reapară. O scurtă adăugare, simt așa. La întrebarea din public o să răspund și eu tot o întrebare. Înainte fac o paranteză. Nici eu nu știu ce să vă răspund. Sigur, putem dezbate mult pe treaba asta. Dar cred că mai important de atât este să ne întrebăm noi, și e o întrebare pe care o adresez celor mai tineri din țară. Dumneavoastră, în ce straie credeți că vă stă mai bine? Pentru că aici vă invit pe toți la un exercițiu critic. Petrecem foarte mult timp în fața laptopului când căutăm, prinsem un televizor. Mamă, știu, uit și la ăla, și la ăla, și la ăla. O, ăla e prea scump, dar ăla mai are vreo două butoane plus. Ăla convine mai bine. La fel când ne luăm haine, la fel când ne luăm cât un coffee maker, petrece mult timp. Dom'le, dar nu petrecem deloc timp să ne întrebăm ca fiecare individ în parte, eu ca român, ca membru al națiunii române, în ce straie stă mie mai bine? În straie de monarhie constituțională sau în straie de republică? La concluzia pe care la care am ajuns eu în acest moment este că România, așa cum e acum, i-ar putea merge foarte bine și ca republică și ca monarhie constituțională. Pentru că niciuna nu e mai bună decât cealaltă. Există argumente pro și contra la fiecare în parte. Nu asta e cea mai importantă întrebare. Cea mai importantă întrebare, pentru că asta îți dă un răspuns legitim, este, eu în ce straie îmi vine mie mai bine? Care sunt straiele care mă avantajează pe mine cel mai mult? Că dacă ești grăsun și ții pantaloni mulați pe tine, evident că nu o să stea bine și la un moment dat o să pocnească. După capul meu și mintea mea pe care o am în acest moment, mi-aș pune această întrebare zilnic. Ce straie trebuie să aleg eu pentru mine? Ca să fie cât mai bine și aceste straie să-mi dea posibilitatea să-mi îndeplinesc, cum să spun, rolul meu în societate cât mai bine posibil. Atât pot să vă spun în acest moment vis-a-vis de întrebare. Dacă mai sunt chiar. Am o listă întreagă. Pentru că mi-aș vita mingea la fel de eu. Și ați povestit despre ce înseamnă o altă întrebare, pentru că trăim în secolul digitalizării, în secolul internetului, în care social media este mai mult decât o floare. Care sunt reprezentanții familiei legale cu frut și rămâne? Bună întrebare și... Este special pentru mai multe tine din sală, care cu siguranță nu știu niște diferențe sau nu știu ce fac. E unul din lucrurile la care m-am gândit. Și aici avem alte două concepte pe care trebuie să le înțelegem. Familia legală mare și mare și ce înseamnă? Mare și linia de succesiune. Linia de succesiune este acea listă de persoane care au drept să moștenească tronul. Bun, România nu e monarhie, nu mai este monarhie constituțională, dar avem o familie legală care, așa cum se definește în statutul fundamental, în normele ei fundamentale, este o unitate, o entitate autonomă și independentă, care, în virtutea tradiției, are o listă de succesiune. Pe lista de succesiune sunt următorii. Șeful casei regale este Majestatea sa Margareta, o cunoaștem toți. Și urmează după aceea. Succesoarea ei este sora ei cea mare, Elena, urmată de fica Elenei, Elisabeta Carina de Rumanie,
Înainte era pe listă și principele Nicolae, care a fost îndepărtat, ăsta un alt subiect. După Elisabeta Carina vine sora Margaretei Sofia, după Sofia vine fica Sofiei, Elisabeta Maria Pierone, și ultima listă este sora cea mică a Margaretei, Maria. Asta este linia de succesiune. Deci în linia de succesiune avem în acest moment numai doi reprezentanți ai generației tinere. Elisabeta Carina, care are vreo 35 de ani în acest moment, și cealaltă, Maria Pierone, care are vreo 25. Familia regală cu F mare, R mare, este făcută din Margareta, principele Lago, soțul ei, și surorile Margarete. Atât. Deci există o oarecare suprapunere. Și acum, pentru că vorbim de tineretul și monarhia, stai și te întrebi. Orice familie regală își dorește să aibă moștenitori. De fapt, orice familie, dacă e regală sau nu, e familia noastră obișnuită, dorim să avem moștenitori, copii care să ducă numele familiei mai departe, deci o proiecție firească naturală în viitor. Lucrul acesta se întâmplă și în familiile regale. Dacă noi ne uităm la familia regală, vedem că cele două tinere, Elisabeta Carina și Elisabeta Maria, nu sunt prezente. Și aici, lucrul acesta ar putea să fie un călcâi al lui Ahile pentru familia regală României în acest moment. Și acum fac trimitere din nou la Marea Britanie. În Marea Britanie știm cine face parte din familia regală. Știm lista de succesiune, lucrurile sunt clare. E Charles acum rege, următorul moștenitor e William și după William vine George, cel primul născut, Charlotte și pe urmă drăgușorul ăla, lui, cum îi cheamă? Lui, așa. Aceștia sunt vizibili. Chiar și cuvântul vizibil e important. De ce? Fosta suverană Elisabeta a II-a spunea o vorbă foarte inteligentă și de mare adevăr. I have to be seen to be believed. Trebuie să fiu văzută ca să fiu crezută. Adică, o familie reală trebuie să fie văzută de la cel mai în vârstă membru până la cel mai tânăr, cel mai mic. Ca să arăți pe de-o parte că există continuitate. Există descendenți care vor duce familia mai departe în viitor. De ce credeți că pe cei mici din familia regală britanică și numai, în familiile domnitoare, de la vârsta, chiar de la vârstă mică, dar suficient de mărișori, la o vârstă suficient de mare, încât ei totuși să înțeleagă ce se întâmplă, sunt deja aruncați pe scena publică. Adică, sunt luați de părinți la diverse activități publice, iar mai târziu, odată ce împlinesc vârsta majoratului, de 18 sau 21 de ani, încep să-și asume atribuții oficiale în cadrul comandei. Și, în general, cum? Când sunt încă tineri. Primesc să fie patron legal al diverselor organizații de binefacere. Care este scopul? I-am văzut pe George și pe Charlotte, când a murit Elisabeta a II-a, au stat acolo toată ziua cu părinții lor și au participat și la slujba religioasă și la cortegiu și așa mai departe. Și trebuie de ce nu lăsa mamă acasă. Se putea uita la Disney, la televizor. Nu. Au fost luați. Pentru că erau suficient de mărișori să înțeleagă ce se întâmplă și să fie în felul acesta expuși la evenimente de anvergura unui eveniment precum în mormântarea unui monah. Ca să înțeleagă ce se așteaptă de la ei pe viitor, cum trebuie ei să se comporte. E un alt fel de școală față de școala la care mergi unde sunt elevi, ca toți ceilalți. Asta este o altfel de școală care nu poate fi învățată decât făcând lucrul ăsta. Deci ăsta e unul din motivele pentru care sunt aruncați de la o vârstă destul de fragedă în această activitate de reprezentare a coroanei. Și, pur și simplu, al doilea
A doua motivație, ce v-am spus, să se vadă că ei există, sunt acolo. Te uiți la familia regală a României în acest moment și nu vezi elementul tânăr. Bun, e principele Nicolae, care acum este dat deoparte. Ăsta e un alt subiect, nu-l comentăm în această seară. El are activități caritabile pe care le reprezintă. Dar familia regală, așa cum este acum, nu are acest element. Și de ce este important? Pentru că elementele tinere ale familiei regale sunt punctele de contact, de priză, între dinastie pe de-o parte și națiunea pe partea altă, cu generațiile ei tinere pe partea altă. În acest moment, așa cum le văd eu și dacă intrați diseară pe site-ul familiei regale Casa Majestății Sfântului, veți vedea că la familia regală membrii sunt generația serioară, nu e niciun membru tânăr acolo, dar pe lista de succesiune, printre seniori, găsesc și doi care sunt tineri, cele două fete de care v-am spus. Dar întrebarea este, unde sunt ceilalți tineri? Pentru că în felul acesta se creează o problemă pentru familia regală, pentru că lipsa acestor tineri din sfera publică creează în mentalul public o întrebare și afectează și proiectarea în viitoarea familiei. Vă rog. Ca să clarificăm lucrurile, așa cum se definește astăzi familia regală cu F mare, F mare, nu este. Bun, revenim la întrebarea dumneavoastră. Nu am de unde să știu ce o să facă Elena în acel moment. Ce pot să spun este să așteptăm și să vedem atunci. Dar, putem să vedem ce atribuții are și ce drepturi are șeful dinastic. Și astea sunt trecute foarte clar, normele fundamentale ale familiei regale se găsesc pe site-ul familiei regale și e bine să le citim ca să vedem cum se guvernează, cum se gestionează această familie regală. Șeful dinastic, acum este Margareta, după aceea va fi Elena, mama lui Nicolae. Are dreptul să numească numifice și să numească un succesor. Să tragă titlul care atunci se tragă o persoană din nu e neapărat nevoie să reclamă, dar pur și simplu s-ar adauge. Da. În plus, dacă s-ar întâmpla ce spuneți dumneavoastră, se mai respectă un alt principiu al succesiunii la tronul României, care este principiul primogeniturii masculine, preferința pentru primogenitura masculină. Adică, dacă ai doi copii, întâi fică și apoi băiat, băiatul trece înaintea fiicei, chiar dacă fiica e prima născută. Dar în cazul acesta nu e problema, pentru că oricum Nicolae e primul născut față de Elisabeta Caria. Deci, are aceste atribuții, rămâne de văzut dacă va lui să le folosească sau nu. Asta am putut să spun.
Poftim? Din punct de vedere al principiei Elena, pentru că ea vorbea în momentul în care ea va prelua, nu? Rolul de șef dinastic, rămâne de văzut dacă va vrea să se folosească de aceste atribuții sau nu. Dar aici nu putem noi să spunem nimic că să așteptăm. Da, e adevărat. Dar aici depinde și de cât de bine se dorește publicul informat, cât de interesat este publicul să-și asume o voce. Da. Dar e adevărat să știți că până acum, până în 90, până în coace, eu nu am văzut o dezbatere publică serioasă în ceea ce privește Republica versus Monarhie. Cu cărțile pe față, cu argumente pro și contra care să fie înțelese de public și așa mai departe. Aș dori să adaug, sigur, de ce este important acest subiect? Și asta, sigur, fie că vorbim de o formă de guvernământ monarhic, fie de una republicană. Am văzut și cred că și dumneavoastră sunteți convinși din prezentarea doamnei profesoare Rotaru, că familia regală are un rol public. Inclusiv într-o republică, în România, și vă rog, poate acasă o să mergeți cu această idee, familia regală a României are un rol public chiar mai accentuat decât în unele monarhii. Chestiunea este foarte ciudată din punctul ăsta de vedere, dar dezbaterile de felul acesta, sigur că sunt foarte interesante, pasionante, se poartă peste tot, însă ne lovim de o chestiune care ține, sigur, de rămășițe ale istoriei, care, sigur, atunci aveau de plina lor legitimitate, și mă refer aici la principiile succesiunii care au existat în perioada monarhiei constituționale în România, unde exista un articol de lege foarte clar care spunea că toată succesiunea se face din bărbat în bărbat. Aici, sigur, dumneavoastră presupun că aveți, mă refer aici la publicul tânăr, o imagine asupra acestui lanț dinastic. Carol I, primul rege al României, nu a avut copii, decât, sigur, o fică care a trăit puțin, așa încât succesorul lui a fost un nepot de frate și urmașii actualei familii regale sunt descendenții acestui nepot de frate, mă refer la regele Ferdinand. Ori, după, sigur, lovitura de stat din 30 decembrie 1947, prin care s-a instaurat un regim comunist, era republicana asta, se înțelege de la sine, regele Mihai, ulterior, s-a lovit de o chestiune și anume a avut numai fiice. Ne dăm seama că probabil, cu siguranță, și-ar fi dorit și un urmaș de sex masculin, ținând cont de prevederile Constituției care existau. Ori, sigur, lucrul acesta neputindu-se întâmpla, după 1989, se afla în fața următorului fapt. Conform Constituției, succesiunea la tronul României era vacantă, pentru că e foarte clar, nu există niciun bărbat care să fie fiu, neputând adopta, chestiunea aceasta era foarte clară, nu poți să adopți un succesor la tronul României, și a exprimat dorința când, sigur, nu se discuta atât de succesiunea pentru tronul României, ținând cont că România era republică, se împlineau și un număr rotund de la momentul acesta din 1947, ne aflăm deci în anul 1997. Regele Mihai a exprimat foarte prudent dorința ca în cazul dacă vreodată România o să revine la monarhie, să ține cont de un fenomen care s-a întâmplat în toată Europa, și anume să se renunțe la acest principiu de succesiune care să excludă femeile de la
tron. Sigur, cu mențiunea aceasta, pe aceeași linie de descendenți, dacă există un frate că e mai mic decât sora lui chiar, atunci el să aibă prioritate. Să vă spun că în momentul anunțului respectiv, cei mai înalți oficiali al statului român s-au agitat foarte tare, vorbind de Convenția Democrată, că iată ce propagandă republicană face regele Mihai. De asta, propaganda sigur împotriva ordinului republican. Deci, subiectul devine complicat în măsura în care nu ne lămurim la ce discutăm. Dacă e vorba strict de chestiunea patrimonială, lucrurile din punct de vedere legal sunt foarte clare. Dacă vorbim însă din punct de vedere simbolic, din punctul de vedere al rolului, al funcției familiei regale, sigur că această reprezentare insuficientă a generațiilor tinere în succesiunea actuală ne revenim. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare și acum îmi dau seama că nu am menționat un lucru care, sigur, justifică și alegerea subiectului, și anume, în momentul în care urmașii familiei regale s-au născut în România, deci descendenții prinților străini, ei s-au născut în județul Prahova, la Sinaia. Sinaia fiind, acolo a fost ales reședința de vară a familiei regale, castelul Peleș, și sigur, din punct de vedere simbolic, s-a considerat că are o valoare, era și o chestiune practică, nu? Ca ultima perioadă a maternității unei regine, unei principese, să se petreacă într-un mediu care, sigur, e foarte liniștit. Sunt convins că la Sinaia mulți dintre dumneavoastră și-au făcut vacanțe. Deci, regele Carol al II-lea și fiul său sunt prahoveni. Acum, categoric, putem găsi foarte multe legături cu Ploieștiul, cu județul Prahova. Și aici putem merge chiar la început, una din primele vizite pe care Carol I le-a făcut prin țară, a trecut prin județul Prahova, este și o placă într-o localitate, în fine, într-o zonă care a fost vizitată de Carol I la acel moment. Legat strict de episodul pe care îl menționați, aici, sigur, există o tradiție care e foarte interesantă, aceea de a ține un jurnal, ori din păcate Carol al II-lea a rămas dator sub aspectul ăsta pentru că începe târziu și de asta din cele 6 volume
4 și jumătate se referă la perioada din exil, pentru că în țară le începe foarte târziu, însă presa reflectă întotdeauna foarte detaliat astfel de momente. În plus de asta, pentru că menționam tinerețea regelui Mihai și faptul că a avut o clasă cu colegi, unul dintre ei este prahovean. Dar este prahovean din accident, e vorba de istoricul Dan cel Logodeanu, care s-a născut în Ploiești, sub aspectul că, sigur, părinții lui erau bucureșteni, tatăl ofițer, dar aflându-se, sigur, într-o lună foarte apropiată de, mă refer la mama domnului cel Logodeanu, a sfârșitului locului de emisiuni pe care o avea, s-a întâmplat să se petreacă momentul atunci și, sigur, Dan cel Logodeanu s-a născut în casa Negulescu și îi plăcea să amintească că este casa care a stat și țarul în timpul războiului de independență, când a avut cartierul general acolo. Dar exemple sunt atâtea care privesc Ploieștiul sau județul Prahova, încât dacă cineva și-ar dori fiecare județ să facă o istorie a legăturilor pe care le-a avut familia regală acolo, cu foarte mare ușurință s-ar face astfel de studii, expoziții, în unele cazuri s-au și făcut astfel de demersuri, pentru că, cum a amintit și doamna profesoara Rotaru, familia regală Antonescu trebuie să fie văzut și că mergea în localități, cu trenul, cu mașinile, mai târziu și cu avionul. Sunt impresionat, discut și s-a păstrat în memoria orală, vizite, ai impresia că nu făceau membrii familiei regale altceva decât să treacă printr-o localitate sau alta. Este impresionant și aici, mai ales pentru elevi, menționa acest lucru, se poate învăța de la orice familie regală, chestiunea gestionării timpului, să fii atent fiecare oră, fiecare minut, cum îl petreci. Este, sigur, ceva, citim cărți de dezvoltare personală pentru asta, dar poate putem să citim și jurnalele membrilor familiei regale și să învățăm de acolo unele lucruri. Nu știu să vă spun despre vizita voievodului Mihai la Stalinul în 1937, dar cred. Da, dar vis-a-vis de alte vizite regale, știu că sunt niște albume foarte frumoase despre Ploiești scoase acum și când s-a terminat numărul castanilor, a venit regele Carol I să-l vadă. Asta a existat, cu siguranță, nu știu să vă spun anul, dar era domnia lui, clar. Să ne gândim, să spuneți cum adică dumneavoastră, dacă în 1990
regele avea pașaport, dacă Iung este un turcean, și așa mai departe. Și să fie un următor critic optimistă, pozitivă, să privim la un viitor mai bun și să nu uităm ceea ce trebuie să și cum să vadă viitorul. Răspund eu prima. Vis-a-vis de întrebare cum se raportează astăzi Casa Regală în 2024 la tineret. Păi există Fundația Regală Margareta României, care e de aproape 30 de ani în țară și care este una dintre fundațiile cu cele mai, să spun, bogate activități de impact social. Aici fac o paranteză, este un alt rol al familiei regale, rolul social și rolul de binefacere, care este prea puțin băgat în seamă. La mod general, numai în România, inclusiv în Marea Britanie, unde sunt mii de angajamente pe an, peste 3.000 de angajamente pe an cu tentă socială din partea membrilor familiei regale britanice. Fundația Regală Principesa Margareta României face acest lucru, are un program care se numește Tinere Talente, care ajută enorm de mult tineri în general din domeniul artistic, dar nu numai. Deci există un punct de contact și un interes clar din partea familiei regale și o deschidere către dialog, dar familia regală nu poate face totul. Trebuie să vină și spre tine inițiative. Și vreau să vă spun că au fost inițiative din partea tinerilor care acum au primit patronaj regal. Există Camerata Regală, care are acum patronaj regal. Niște tineri cu talent, care știu să cânte, care organizează concerte și care au știut să lucreze, să ofere din cunoștințele lor, din talentul lor, din timpul lor liber publicului și care au cerut patronaj regal și s-a dat. Ce ne oprește pe noi tinerii sau pe dumneavoastră tinerii să vă organizați în astfel de societăți, să vă asumați niște responsabilități și pentru a vă face mai vizibil, pentru a vă ajuta să vă dezvoltați și să vă maturizați și un patronaj legal. Înclin să cred că nu ați primit un răspuns negativ. Deci, terenul este potrivit, este pregătit, poate ar trebui și noi să punem osul la treabă un pic. Vreau să vă spun că din partea familiei regale există o deschidere foarte mare pentru a încuraja rolul tinerilor și formarea personalităților. Desigur, celălalt proiect care completează tinere talente, în cazul Fundației Regale Margareta, se referă la un proiect care privește vârstnicii și implicarea tinerilor într-un dialog intergenerațional și a sigur, și sunt seniori care sunt readuși cu mai bine în activitate, ca să aibă diverse activități cu copii. Este o chestiune pe care eu personal o apreciez enorm. O idee absolut generoasă și cele două proiecte se completează foarte frumos. Vreau să vă spun că această deschidere față de tineri am trăit-o personal, sub aspectul că mi s-a îngăduit să încep o corespondență cu membrii ai familiei regale. Sigur, mă refer aici la principele Radu. Când aveam 15 ani, sigur că contribuie un astfel de lucru la formarea chiar a unei imagini despre tine. Te încurajează enorm faptul că ești creditat cu faptul că ai avea lucruri de spus. Exemple categoric se pot da prin patronajele pe care le acordă familia regală unor inițiative ale juniorilor, instituții de învățământ. Sunt și burse care se acordă anumitor instituții din domeniul studiilor economice și a studiilor agronomice, și din România, și din Republica Moldova, dar chiar
insist pe ce a spus și doamna profesoară Rotaru, faptul că există această deschidere atât pentru, pentru organizații care ar dori să intre în contact cu familia legală, să primească sprijin sau să-și ofere sprijinul, dar și la nivel individual. Deci dacă considerați că ați avea lucruri de spus, de împărtășit, într-un fel, sigur, să stabiliți o legătură, sunt convins că există această deschidere, dar mai mult decât atât, vă încurajez să urmăriți ce înseamnă familia regală, istoria pe care a avut-o și poate cu ideea asta, dacă mi se permite, aș încheia, faptul că aducerea lui Carol I de metodul dinastiei în 1866 nu a urmărit în sine să se creeze o dinastie ca să avem și noi una, să fim în trend cu restul Europei. Pentru că după primul război mondial, înainte de asta, sigur, stau numai monarhii, apar și republici, poate și noi am putut să urmărim acest curent. Nu! Întemeierea dinastiei a fost o modalitate prin care în vârful statului s-a pus o instituție a cărui rol era să îndeplinească idealurile și proiectele naționale. Și lucrul ăsta s-a văzut, rolul familiei regale în obținerea independenței, a întregirii, vorbind de război de independență, de primul război mondial, a fost evident, a continuat și după aceea, a existat, sigur, un rol foarte, o implicare foarte activă pe care au avut-o regele Ferdinand și urmașii lui în dezvoltarea țării, în proiecte culturale, proiecte economice, proiecte sociale, proiecte politice. Și sigur că ne putem întreba cum ar fi arătat România dacă acest sistem, această instituție ar fi continuat să funcționeze. Având în frunte pe Carol al II-lea, pe regele Mihai, în tot cazul, comparația cu liderii comuniști și poate chiar unii recenți, sigur că creează niște contraste puternice. Nu vreau să le influențez, dar dacă vedem figurile, n-avem cum să regele Mihai cu orice președinte pe care l-am.